Parcul Chindia din Târgoviște a fost în weekend locul ales de polițiștii dâmbovițeni pentru desfășurarea unei acțiuni de prevenire a accidentelor de circulație în care sunt implicați bicicliștii. Având în vedere faptul că abaterile săvârșite de către bicicliști reprezintă cea de-a patra cauză generatoare de accidente rutiere la nivelul județului Dâmbovița, lucrătorii din cadrul serviciului rutier au desfășurat o campanie pe această linie, ocazie cu care conducătorilor de biciclete le-au fost oferite pliante cu recomandări rutiere. Trebuie să merg pe trotuar. Pe trotuar? E sigur? Trebuie să merg pe marginea drumului. Și dacă ai o pistă, uite cum ai aici? Merg pe pistă. Mergi pe pistă, da? Da. Perfect. Uite, ai aici câteva recomandări, da? Da. Ai bicicletă? Da. Și ce reguli respecti tu atunci când mergi pe bicicletă? Să nu intru în oameni. Așa. Să merg încet. Așa. Și noaptea, seara, mergi cu bicicleta? Nu. Nu mergi, da? Dar știi ce trebuie să faci dacă mergi noaptea cu bicicleta? Nu. Știi? Nu știi? E, uite, eu am aici multe, multe recomandări pentru tine. Îți dau cu sunt pian. Să știi cam ce... Nu dau și dumneavoastră, nu ca să știi cam ce regulare de respectat. Ați avut incidente cu el până acum? Nu. De obicei mergi în oraș sau doar pe aici, pe pistă? De obicei merge pe locuri de alineașă. Am înțeles. Perfect. Mulțumesc. De cât timp ai bicicleta? Când eram mic. De când erai mic, da? Perfect. Cei mici au mers acasă cu pliantele și au promis că vor citi și aprofunda recomandările polițiștilor.